Astăzi, în acest episod, Darkseid 2012 a trebuit să aleagă dintre mai multe lucruri, pe cum mama lui strictă și tatălui, iar alegerea pe care o făcea continua cu o provocare, un task ce trebuia îndeplinit. A fost foarte interesant, amuzant și enervant, pentru că până la urmă e un episod obișnuit cu Darkseid, așa că dacă vă place, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua în care să fie alegerile făcute doar de mine. Acum, vizionare plăcută! Darkseid, am pentru tine o întrebare de 100 de puncte, deoarece astăzi voi juca ce prefer dintre, de fapt, Darkseid, fii atent cum o să facem. Trebuie să alegi, o să-ți dau două variante, ok, Darkseid, trebuie să alegi una dintre variante și cea pe care o alegi, Darkseid, practic trebuie să te duelezi și să faci chestii de genul, trebuie să ai niște challenge-uri, Darkseid, dar înainte de toate, vin aici că vreau să spun ceva, Darkseid. Câștigătorul, cine acumulează cât mai multe chestii, Darkseid, o să primească o sumă de bani și fii atent, înainte de toate, uite-te la mine, am o întrebare, bă, Darkseid, asta e întrebarea, cea mai grea întrebare pentru tine, Darkseid. Tatăl tău sau mama ta strictă, pe cine alegi? Pe mamica mea, yeee, fii antene, eu sunt Darkseid și eu mai șmecheram, mamă, da, hai și da, hai, bă! Bun, deci, Darkseid, ești pregătit să afli prima întrebare, să începem challenge-ul acesta, Darkseid, pentru că avem foarte multe peripeții astăzi de străbătut, atât zic, este o chestie super interesantă și la final, Darkseid, cine știe ce se mai poate întâmpla, ești pregătit, da sau nu? Da, fii antene, ia să vedem challenge dintre dragoni! Darkseid, bă, nu dintre dragoni și dinozauri, trebuie să citești aici și de cum tu nu știi Darkseid engleză sau chestii de genul, nu știi să citești în primul rând în general, că tu nu te duci la școală, nu știi nici română, Darkseid, aici trebuie să ne bate cu niște mutanți. Te-ai bătut cu un mutant și cum ai vrea să te bați cu el? Să stai călare pe un dinozaur sau pe un dragon? Asta, fii atent, prima întrebare, de fapt, la toate vreau să mergem pe mâna ta, Darkseid, chiar sunt curios tu cum o să faci, cum o să fie în felul tău, Darkseid, și poate facem partea a doua în care o să aleg eu alegeri. Bă, ce faci, mamule, trebuie să mergem acum. Aolea, bă, Darkseid, ai stricat toate astea, nu mai apăsa după nimic, Darkseid, unde e? Aolea, Darkseid, ai stricat, bă. Unde era? Așa, Darkseid, și acum trebuie să mergi, ce alegi? Alegi dinozaur sau dragon? Trebuie să te duci pe culoare. Dragon, Darkseid. Fii atent, în primul episod o să mergem pe dragon și toate astea și în al doilea episod, dacă vreți să facem partea a doua cu alegerile mele, scrieți-vă acolo în comentarii. Așa că, mamă, Darkseid, acum trebuie să le batem cu ei. Păi și așteaptă și pe mine. Darkseid, sunt doi, mamă, credeam că, mamă, dacă îmi se aude, Darkseid, mamă, ce gălăgie fac ăștia. Darkseid, bine! Mamă, Darkseid, cât de tare s-auzea și fii atent, omoare, bă! Mamă, Darkseid! Ce, cum să iei, mă, foc, Darkseid? Bă, Darkseid, dar nu-ta mine! Darkseid, vrei să ne batem între noi? Ok, Darkseid, deci practic trebuie să ne batem și aici, ok, deci practic eu am pierdut cum ar veni și tu ai câștigat, vrei să-mi spui tu mie? Bine, Darkseid, lasă, te văd eu, ok, Darkseid, astăzi, cum am făcut după alegerea ta. Acum facem tot după alegerea ta, facem toată ziua alegerile tale, că sunt curios cum o să alegi tu, după, în alt episod, poate facem cum vreau și eu, să vedem cine face mai șmecher. Acum, hai să trecem la altă întrebare și fii atent, Darkseid, trebuie să fur niște diamante dintr-o bancă, dintr-un safe de ăsta din bancă, Darkseid, sau dintr-o casă de asta super securizată. De unde ai vrea să furi niște bani? Dintr-o bancă? Okay. Ce serviții, Darkseid, bă, așteaptă, mă, rămâi aici ca să te aud, Darkseid, deci tu vrei dintr-o bancă să fur, mamă, Darkseid, vezi că asta e cam grea, Darkseid, nu știu ce să zic, hai să vedem. Deci am intrat aici, practic începe aici așa și cu și cum intrăm aici în bancă. Oh, uite pe ăștia. Salut. Da, vrem și noi să cumpă. Bă, Darkseid, ce dai așa mie? Darkseid, mă bat cu ăsta. Am găsit codul. Codul e albastru, galben, verde și roșu. Albastru, galben, verde și roșu. Darkseid, albastru, galben, verde și roșu. Repede. Vezi că vine la după tine, Darkseid. Mă dați și ăștia, da, Darkseid. Mă, ce se întâmplă? Albastru, galben, verde și roșu, albastru. Deci albastru, Darkseid, galben, verde și roșu. Gata, am intrat, am luat diamantul și acum fac, Darkseid, vezi că nu fac pe mine, bă, tot ce se întâmplă cu ăștia, care e faza cu ei, lăsați-mă în pace, Darkseid, vezi că am luat diamantul, trebuie să mergem, nu mai da mie, Darkseid, nu trebuie să furăm astea, nu trebuie să, ok, Darkseid, cred că am terminat, cred că am scăpat, Darkseid, vină repede afară, că am terminat, Darkseid, sau unde trebuie să mergem, Darkseid, unde trebuie să mergem? Mamă, Darkseid, să fii gen într-o rachetă de asta spațială sau să fii într-un de-asta de extraterestre, Darkseid, într-un, nu mai știu cum să mai iau, extraterestru, eu sunt Darkseid extraterestră, da, așa face extraterestru, buu, ai dreptate, Darkseid, hai să vedem acum, bă, ce se întâmplă cu astea a treia rândă, Darkseid, vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce alegere ați făcut voi în locul nostru, ia mă să vedem cum se controlează asta pe extraterestri, bă, frate, sincer, eu cred că aș fi ales aia cu racheta, dar de fapt nu vă zic, poate facem partea a doua și acolo vă zic și alegerile mele, asta ține de voi. Vreau să scrieți și voi în comentarii care ar fi fost alegerile voastre și dacă alegerile voastre sunt în acest episod sau unele nu sunt în acest episod. Dacă facem partea a doua, poate să fie în episodul din partea a doua, așa o să fie super interesant. Darcel, unde ești, bă? Darcele, Darcel, bă, de ce cânti? Mie mi-a căzut asta, hai mă, gata, Darcel, hai să mergem acum, ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut, ia să vedem runda următoare. Runda următoare, o stai să trebuie să te... A, fii atent, cum adică să te ferești de mob sau să te ferești de blocuri? Cum adică de blocuri? De blocuri, normal, Darcel, nu? Cum adică... Cum de mob, Darcel, cum de mob? Darcel, pe da, blocurile sunt, stai pe loc, cum să te ferești de... să te ascunzi de blocuri, te-ai nebunit? Nu știu, balafale, sau hai. Ce vorbești, Darcel? Ok, Darcel, acum, mamă, trebuie să nu ne găsească ăștia, Darcel, unde ne ascundem? Doamne, Darcel, dar tu gândești-mă cum să fugi de ăștia și să nu fugi de blocuri, adică de fapt, Darcel, blocurile stau pe loc, tu nu vezi blocurile stau pe loc și... Bă, ce mă? E cineva? Mă, vezi că vin zombii aia, păi și noi cum scăpăm, Darcel, da, aici e întrebare, deși atent, chiar mor ca aici deasupra, fac un mini parcurs, Darcel, a, ce faci? Cu ce te bați, mă, tu acolo? Ok, gata, Darcel, Darcel, bă, da, asta vezi că urcă, sau mi s-a părut, a, mi s-a părut mie, nu urcă. Păi ce facem, Darcel, atât a fost, nu se mai termină o dată sau care, trebuie să ieșim noi de aici. Păi ce mă ăsta, Darcel, a, și ai dat în mine, că ai dat în mine, Darcel, tu ești mob cumva, am înțeles, Darcel, tu ești, ok. Ok, deci trebuie să, cu un pickaxe de ăsta masiv sau cu un drill, era gen chestie de aia, nu mai știu exact, era o mașinărie din asta mare, nu mai știu exact cum se numea, Darcel, dar cu ce vrea să minezi niște diamante? Cu drill? Bă, sincer, hai să vă zic și eu aici, cred că asta și ales eu, pentru că un pickaxe de la aplică masiv, oricum pickaxe e în general pe Minecraft, așa, e mai interesant cu un de ăsta, uitați, mergem aici foarte frumos și unde e drill-ul ăla? Uite mă ăsta, Darcel, mamă, cât de șmecher e ăsta, uite-te, ne ducem aici și spargem diamantele, mamă, câte diamante, Darcel, nu vine să cred, bă, dacă ar fi așa ceva să se implementeze în Minecraft-ul normal, Darcel, ar fi super OP, mă, frate, uite-te câte chestii sunt pe aici, vreau să scrieți în comentarii ce alegeri ați făcut voi în locul nostru aici, bine, locul lui Darcel, că practic el a ales, dar asta și ales și eu, pentru că pare super interesant, mie chiar îmi place. Am 34 diamante, fii atent, Darcel, în 10 secunde numără până la 10, Darcel, și în 10 secunde îmi zici câte diamante ai tu și câte diamante am eu și vedem cine are cel mai multe, ok? Ok, vă arăt, iubesc. Păi zi, Darcel, numără până la 10 secunde, Darcel, 1, 2, numără. Dar mai repede, mamă, Darcel, te-ai blocat, Darcel. Ai deja, Darcel, că, mamă, 6, 7, 8, 9, 10, câte diamante ai tu, Darcel? Ieși, gata, Darcel, gata. Câte diamante ai? Eu am 64 și încă 14, Darcel, tu câte ai? Eu am 64 și 25. Da, că ai tu, Darcel, hai că nu sunt astăzi. Ia mă să vedem. Acum, ai mă răbdare, Darcel, nu mai da. Deci trebuie să te bați cu un golem, match fi din ăsta sau cu Enderman de ăsta gen. Cu golem sau cu Enderman de ăsta șmecher? Enderman! Ok, deci fii antenă, bă, Rafael, eu vreau să alerg Enderman, mă, că fii antenă, bă, Rafael. Darcel, da, gata, stai puțin, Darcel, gata, nu mai folosi fii antenă asta, Darcel, că tu nu vezi, bă, mai și obosești din vorbi, Darcel, nici nu se înțelege nimic, adică dacă, bă, chiar vreau, nu știu, sunt curios dacă cineva a stat vreodată să numereteze de câte ori a spus Darcel fii antenă pe un videoclip, totuși, dacă ați făcut-o, sau poate o faceți de acum, vreau să scrieți în comentarii, chiar sunt curios de câte ori zice Darcel asta pe un videoclip, hai, Darcel, continuă, spune de ce faci tu alegerea asta cu Enderman-ul. Ok, fii antenă, bă, Rafael, uite, eu aleg Enderman, că fii antenă, bă, Rafael, dacă Dacă noi nu mă ataci, nu mă reflectăm. Dacă noi nu o să ne uităm la Enderman, el nu o să ne ataci. Că noi nu ai dreptate, Darcel, 1000 IQ, bravo, Darcel, hai să mergem aici la Enderman să vedem care e fain. Mă, stai puțin pe Darcel, mi se pare că aici gen trebuie să ai tu, dar asta nu se te bați cu Enderman-ul. Meci, nu mai știu exact ce era, ia stai puțin. A, ba nu, a, deci trebuie să ne batem cu Defeat the Mobs with Powerful. A, păi uite mă, Darcel, vezi, gen te construezi, aveam dreptate, te construezi. Atac! Dacă de șmecher arătăm, Darcel, cu asta cât de mișto e, dar bă, stai puțin că parcă mai repede mor eu, pe și cum eu mor pe ăștia, Darcel, cum eu mor pe ăștia? Nu știu, dai-ne, uite, pungi, Darcel, ok, am înțeles, ne zicem așa, păi da, stai mă pe loc, Darcel, că trebuie să stai, păi da, nu mai da în mine, omule, Darcel, da cine? Da, așa cum dai tu, Darcel, că mă împingi de la mama nebii, Darcel, ai dreptate, hai mă, dai mă în ei, Darcel, nu mai da mine, ia să vedem, păi da, vezi că chiar e interesant, uite cât de tare arată costumația asta, chiar o costumație interesantă, totuși cum ar fi fost la golem, de fapt nici la golem nu știm cum ar fi fost, că ar fi fost super șmecher, hai bă, Darcel, gata, ultimul, hai odată. Next question! Da, Darcel, gata, lasă-mă pe mine să vorbesc, Darcel, lasă-mă și vorbește și tu puțin mai tare, Darcel, să te auzim. Deci atent, Darcel, trebuie să supraviețuiești la un nuke, explozie din asta mare sau la un uracan, din ăsta, uracan, Lamborghini, ăsta, domne, stai că... Stai că Darcel, stai puțin, ok, deci nu, Darcel, ok, gata, dar să cu asta cu trentul e specialitatea ta să cânti, dar să le că tu mă l-ai cu cântatul din vina ta, dar să le era să cânt ceva, în fine. Bă, ok, dar să le dar ce ai vrut la asta, cred că mai bine la Uracan. Bă, dar să a perut amândă bărafele fiante, nu? Hai la bărafele, hai rapid. Ok, frate, ok, dar să le gata. Nu, exit, hai să vedem acum. Mă, dar să le trebuie să... Bă, stai, mă, nu mai, ho, ai gata, a terminat, dar să le uite, acum ce-i vrea, ce-i prefera? Să fii călare pe un unicorn sau pe un Pegasus, dar să le... Hai, mai era răbdare, nu mai apăsa pe astea, unicornul sau Pegasus, dar să le... Unicornus! Yeeey! Normal că dar să n-ar fi cu unicorn, dar să fetița, mă, normal că cu unicornul, nu-i așa, adică ce... Ok, dar să le gata, că ești cam ciudățel tu așa de fel și fiate, mama, fiate, încă lasă de astea rainbow în spate cât de geniale. Bă, și eu, dar să... Fraiere! Păi vezi, mă, Daresele, n-aveam dreptate eu cu fetița de aia, da, doar în unicorchie, dar pentru tine, că te-ai singura fetiță de aici, hai, Daresele, la următoarea rândă, ia, mă, Daresele, ia, fiate, cântă de asta cu unicorn, fie eu dedicase la unicorn, că tu te pricep, Daresele. Am a bodyguard, ok, deci să vedem, gata, Darusele, gata. Cu ce ai prefera să te bați, Darusele? Cu Giant Noob 1, 2, 3, 4 sau Giant Girl 1, 2, 3, 4? Deci cu un noob, adică băiat, sau cu o fată, Darusele? Cu cine alege, da, gigant să fie? Bă, fiată de bărafare, ori mă bag cu tine, ori mă bag cu mama la așa, mă bag cu tine. Bă, cum ai, mă, simți, Darusele? Bă, mai bine îl știi gen Alice, că mai ta nu e girl, gen nu e fată, e femeie, mai ta e femeie în toată firea, Darusele, adică pe bune, nu înțelegi, ești tu, hai să deci acum ce... Ia să-l vedem pe ce... Bă, ce... Ce e asta? Darusele iar ai schimbat... Ha, mă, Darusele că ai schimbat ăstea, bă, doamne, Darusele le-ai schimbat, da, le-ai schimbat, doamne, vino aici, Darusele nu mai schimb... Vino, Darusele, vino aici, așa, și urci aici, foarte frumos, nu trebuie să schimbi alea, că tu acolo ai tăpat altceva, Darusele, mă, și miram, ce naiba, Darusele, de cata astea din cer, când tu era să te bați cu un... Cu ăsta? Darusele? Bă, ia la din bancă, Darusele, ia la din bancă, ajută! Easy, nu-mi complicează, mă, bărafane! Mai unul! Ok, Darusele, gata, Darusele, că ești cam plictisitor, ești cam cringe așa tu de fel, hai să ne uităm acum, deci fii atent. Practic, ai văzut că pica, bă, dar nu mai da, omule, Darusele, fii atent, trebuie să supraviețuiești aici la meteorici sau... Bă, Darusele, trebuie să supraviețuiești la meteorici sau într-o erupție vulcanică, Darusele, ce-ai vrea, ce prefera, ok, erupție vulcanică, oricum acolo am văzut cum era cu meteoriții și alea, că da, se Darusele, ca fraierul acolo, hai să vedem cum e erupția asta vulcanică, pe și unde e, mă, vulcanul, Darusele, ăla din față? Bă, ne-a pus direct pe el, sau, care, bă, bă, Darusele, vezi că da, cu, pe eu mor, Darusele, eu am sărit și, bă, dar nu pot, Darusele, nu pot, Darusele, dar e blocat, Darusele, aici mărim, ăsta e sfârșitul, Darusele, Darusele, măcar mor tu primul, Darusele, mor, tu, de ce nu te să gata, Darusele, de ce nu putem, de ce, bă, pleacă, bă, lasă-mă, Darusele, gata, ok, bă, bărafane, ce faci? Mă, doamne, Darusele, cât de ciudat ești, nu mai, deci, gata, mă, omule, că trebuie să trecem la următoarea rundă, termin, Darusele, și mă gândeam să te răspătesc cu un burger, Darusele, vorbește naiba normal, Darusele, că ești enervant rău de tot, vorbește cum trebuie, nu te mai comporta ca un fraier. Acum, fii atent, că parcă mai erau altele, bă, Darusele, dar ia le dai, mă, că uite, mă, le-ai stricat pe toate, ești atent, să zbor cu un jetpack sau cu un elicopter, cu elicopterul ai zbura ca mereu, așa că alegem jetpack-ul, eram sigur, asta aș fi ales eu, Darusele, pentru că era logic, dacă alegeai elicopterul, chiar e fraier. Easy! Mamă, Darusele, dar ești prea ciudat, să vede, de-aia te mai și întrerupe și da, bă, unde, da, mai, păi mai scot, ok, Darusele, știi ceva? Nu, vin înapoi, Darusele, că trebuie să fim amândoi, nu mai scoate pe mine de aici, că trebuie să fim amândoi, termină odată, Darusele, să vedem ce se întâmplă. Fraiere! Da, foarte amuzant ești tu, Darusele, ce să spun, ia, și, bă, cu jetpack-ul, bă, stai, bă, ok, race-ul de end și cum, Darusele, bă, cum merge, bă, ajutor, cum, Darusele, cum? Hai, mă, Darusele, doamne, gata, ești enervant. Ok, deci stai puțin că trebuie să dăm înapoi. Hai să reluăm, să-l facem posta, dar cum? Bă, dar nu mai schimba! Dă înapoi, așa, și vii atent, Darusele, dar cum? Cum să face? Cum să merge? Că n-am înțeles. Păi nu știu, bărafele, dai cu mâna și dai jos. Hai, mă, Darusele, bă, dar răbdare. Aolea, bă, Darusele, bă, dar cum să merge cu ăsta? Bă, cred că sunteți și mai fraieri, Darusele, la asta, habar, deci n-ar trebui să mergem așa. Bă, de fapt, eu, fii atent că parcă am prins o mișcare, Darusele, cred că am prins o mișcare, dar nu știu sigur dacă am prins mișcarea aia care trebuie. Ba da, mă, ba da, cred că știu, dar să le duce așa și după de-aia așa și ceva de genul. Am prins oarecum mișcarea, dar să le... Acum! Bă, dar sunt încă 8 astea, mamă, vezi că eu albin aici, dar să le ai grijă. Bă, cum te găsi? Bă, cum? Cum te, Tarsel, bă, dar cum să merge cu ăsta, bă? Eu, Tarsel, cum ai mers? Tarsel, cum ți-a luat așa brusc, Tarsel? Tarsel! Nu știu! Păi da, cum? Tarsel, dar știi că trebuie să treci prin asta, eu nu cred că, parcă nu prea te-am văzut trecând prin asta aici, Tarsel. Ba da, uite! Bă, n-ai trecut, bă, dar cum ai ajuns așa? Ok, Tarsel, știi ceva? Hai, lasă-mă în pace, deja e enervant. Bă, cum ai ajuns așa departe, bă, da... Doamne, Tarsel, cât de enervant e ăsta, cum să merge cu el? Doamne, bă, Tarsel, hai, treci tu mai repede, că deja mi s-a luat, sincer, că la cum merge ăsta, mai bine nu mai merg, Tarsel, sincer. Bă, frate, scrieți-vă acolo. Bă, what? Am descoperit ce... Bă, dacă merg așa... Ia fiți atenți! Cred că dacă merg așa, să mă uit în partea asta, parcă merge mai bine, nu? Sau mi se pare mie? Nu, cred că mi se pare mie. Bă, nu înțeleg, în fine, Tarsel, hai, treci că mai ai două. Da, bravo, Tarsel, ești foarte, foarte bun, ce să spun ea? Deci, aici trebuie să le batem cu o sabie din asta magică sau de bedrock, what? Fără, fii atent, aici o să facem 1v1, că aici putem să facem, numai 1v1 nu putem. De unde știi tu, Tarsel? Ia, mă, să mergem, eu mă duc, vreau să mă duc la, lasă pe mine la bedrock, Tarsel, nu, la magic, bă, dar nu cred că e ceva cu 1v1 aici, Tarsel, nu cred că treabă. Să fii atent, asta cred că trebuia să ne punem într-o parte sau într-o parte, mă, nu, dar vedem cum facem ea. Ba nu, Tarsel, tu nu vezi, gen, fiecare are o de-asta, vedem cu ea, mă, dar ce are pe ea, nu scrie ce are, pe și ce ia, dacă dau cu ăsta, pe ce se întâmplă? Deci cu... Bă, Tarsel, bă, ești nervat rău de tot, copile, nu trebuie să mă bați pe mine, Tarsel, că așa poți să te bași și fii atent, bă, vezi că e mai mișto a mea, tu îi faci de piatră pe ăștia, Tarsel, dar uite, eu le dau cu asta și își iau fire, cum ar veni, nici nu mai trebuie să mă mai duc aproape de ei, că uite, le dau de la distanță și cam aia a fost, Tarsel, nu? Atât a fost și cu ăsta, acum hai să trecem la următor. Deci atunci trebuie să supraviețuiești la o dasă dezintegrată, o gen cu... Spicuri! Ala, spicuri! Spicuri! Tarsel, dar poți să nu mai fii așa, dacă chiar mă sperii, Tarsel, nu știi, bă, ești creepy rău de tot, bă, băiatule. Spicuri! Hai, 3, 2, 1! Gata, Tarsel, gata, și ce se întâmplă aici? Așa, ok, au, nu, mamă, Tarsel, mamă, câte sunt pe aici? Ok, nu! Bine, bă, da, Tarsel, amândoi doi fraieri, hai să vedem, acum trebuie să ne batem, bă, dar numai de asta cu bătăi, vreau și eu altceva, nu să ne batem, bă, dar, mamă, Tarsel, fii atent, să facem cursă cu un urs polar sau cu o vacă din asta, gen, mushroom din asta, cursă polar vrea, Tarsel, hai să vedem, și cum facem, ce puțin, dar cum facem, gata, bă, termine, lasă-mă și pe mine să stau aici, așa, și acum cum facem, cum ne batem cu ursul polar, unde e ursul polar în primul rând, race to the end, pe și ursul polar, păi, Tarsel, ursul polar. Bă, cred că trebuie să urcăm. Tarsel, prostule, trebuie să urci pe ursul polar. Bă, Tarsel, urcă pe ursul polar. Tarsel, trebuie să iei ursul polar. Tarsel. Tarsel, bă, știi, Tarsel. Tarsel, trebuie să iei ursul polar, omule, Tarsel. Bine! N-ai cu cine să înțelegi. Tarsel, ai ales, ai făcut o alegere, tu ai făcut o alegere, deci te duci pe... Tarsel, uite-te la mine, uite-te în spate, Tarsel, trebuie să mergi cu ursul polar, om. Mamă, ăsta e cu... Bă, ce să mai zic? E prea prost copilul ăsta, bă, e chiar foarte prost, nu știu cum mai stai cu el, Tarsel, ia uite că vine ursul din spate, pa, fraiere, dacă nu ți-ai luat ursul, Tarsel, tu ai ales și totul nu e, dacă ești prost, Tarsel, ai, uitați-vă cât de fraiere, Tarsel, cât de ofticat ești tu, Tarsel, hai mă să vedem și viața. Tarsel, acum, Tarsel, o să fie ultima rundă și facem și partea a doua în care o să aleg eu. Asta dacă vor numai oamenii cu ceea ce a mai rămas pe aici și unele în care sunt și de la noi și de la tine, de la ele și tu și tot așa. Ce spui, Tarsel, de asta? Da, ok, fii în tine. Gata, Tarsel, bă, dar ce ești așa ciudat, Tarsel, că îmi pierzi toți neuronii, ești prea ciudat, omule, poți să vorbești normal? Ok, deci fii în tine, bă, Rafale, eu să aleg pisica sword. Bă, stai puțin. Fight poison, spider, season, rainbow, sword, or a kitten. Bă, hai să mergem aici, bă, dar care e faza cu asta, Tarsel? Mamă, bă, fight, nu stai puțin. Poison spider, cream că rainbow spider, bă, ce... Tarsel, da, uite! Tarsel, bă, da, stai puțin, bă, dar de ce trebuie să... Bă, ce se întâmplă? Acum înțeles, bă, da, hai că deja nu se mai poate. Scrieți-mi voi acolo în comentarii, voi ce alegere ați fi făcut la fiecare întrebare în parte sau care este întrebarea voastră preferată din celelalte de aici și dacă vreți partea a doua. Și de să nu se mai poate, că uitați-vă puțin, bă, mi-am pierdut toți neuronii, sincer. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă și voi ați fost în aceeași situație ca mine. Totuși, bine, mă bucur totuși că n-ați fost voi aici prezenți și doar ați stat și vă uitați la videoclip, că altfel cu Darusel, uitați-vă la el. Ce să-i cer? Darusel un NPC, prea, bă, ok, da, aș fi murit acum, l-a omorât o pisică, ca idee pe Darusel, ăsta e Darusel. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.